teribilism sau inconștiență. Tragedia unui tânăr a devenit virală pe rețelele de socializare după ce prietenii lui l-au filmat în momentul în care se electrocutează pe un vagon de marfă. Guvernul a decis să mențină măsura ajutorului pentru încălzire, inclusiv pentru cei care utilizează lemne de foc pe tot parcursul sezonului rece. Finala Miss Arad a avut loc aseară. Cum a fost experiența pentru participante, prezentatori și jurați aflați în jurnal? Teribilism sau inconștiență, ori ambele la un loc. Tragedia unui tânăr a devenit virală pe rețelele de socializare după ce prietenii lui l-au filmat chiar în momentul în care se electrocutează pe un vagon de marfă, într-o gară din județul Arad. Niciunul nu a încercat să-l oprească, ba chiar l-au încurajat pe băiat să urce pe vagon. Și nimic nu i-a oprit apoi să posteze întreaga scenă pe rețelele sociale. Tânărul de 19 ani cu arsuri pe 70% din corp se zbate acum între viață și moarte pe un pat de spital. Din păcate, da, ne confruntăm iarăși cu astfel de tragedie bazată pe inconștiență, teribilism, nici nu pot să mai spun exact ce anume s-a întâmplat cu acest, de fapt, cu acest grup de tineri, pentru că se vede foarte clar din imaginile respective că nu este singur acolo, deci este și filmat când încalcă regulile de conduită într-o stație de cale ferată. Linia de înaltă tensiune din gara are 27.000 de volți. Deci în momentul când faci un astfel de act de teribiliști, te uși pe vagon, în contextul în care era vagon de marfă, deci n-aveai ce căuta acolo. În vagoanele de călător te urci în interiorul vagoanelor, nu pe vagoane, pentru că aici apare pericolul, este interzis. Deci linia de înaltă tensiune are 27.000 de volți. În momentul când te-ai urcat și ajungi la o distanță de un metru, un metru și jumătate de linia de contact, are loc acel arc electric care este fatal. Prietenii săi au sunat la 112 să ceară ajutor, iar apoi au urcat imaginile pe rețelele de socializare. Deci mi se pare o chestie care nu e normală. Deci nu e normală să faci așa ceva. Poate o glumă, poate o... Nu mi se pare normal. Nu e normal așa ceva. Nu e normal să se filmeze și în loc să ajute. În situația de față putem vorbi despre tulburarea de personalitate antisocială, de tip antisocial. Copilul, tânărul, de fapt, nu mai este un copil, are 18 ani, împlinind 19 chiar. În situația de față, el are o lipsă totală de interes față de propria sa siguranță, față de siguranța celorlalți. Este un simptom, un indice, o caracteristică foarte importantă pe care o regăsim chiar înainte de împlinirea vârstei de 15 ani. Tânărul de 19 ani a ajuns inițial la Spitalul Județean din Arad, apoi a fost transferat la Spitalul din Timișoara. Cazul acestuia nu este unul singular. Anul trecut, un tânăr din Germania și-a găsit sfârșitul în același loc, după ce a ales să se pozeze pe un vagon de marfă. Un nou incendiu de vegetație uscată și pășune împădurită ce a avut loc ieri după amiază în apropierea localității Săvârșin le-a dat bătăi de cap pompierilor. 5 ore au luptat cu focul forțe din cadrul secției de pompieri Bârzava, care au ajuns la fața locului cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Alături de ei au fost pompierii voluntari din Săvârșin și reprezentanța locului Silvic. Intervenția a fost îngreunată de vânt și terenul accidentat. Incendiul a afectat în total 4 hectare de teren. Pompierii readuc în atenție faptul că arderea vegetației uscată este strict interzisă. În condiții de vânt, aceste incendii pot deveni extrem de periculoase, mai ales dacă se manifestă aproape de locuințe și rețele de electricitate. Continuă acordarea voucherelor pentru lemne și în iarna 2024-2025. Guvernul a decis să mențină în plată drepturile de ajutor pentru încălzire, inclusiv pentru cei care utilizează lemne de foc pe tot parcursul sezonului rece. Astfel se alimentează cardurile de energie, iar ajutorul de lemne este inclus. Condițiile pentru ajutorul financiar sunt următoarele. Numai pentru un singur sistem de încălzire, numai familiilor sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței și numai pentru locuința de domiciliu. Pentru sprijinul de anul acesta trebuie completat formularul de cerere declarație pe proprie răspundere, similar celui utilizat în anii anteriori, pe care îl găsiți în sediul primăriilor. O
nouă tranșă de 250 de lei va intra pe carduri pentru persoanele defavorizate. Măsura este în vigoare până anul viitor. Cei 250 de lei sunt acordați pentru produse alimentare și mese calde. Tichetele sociale vor fi încărcate cu suma de 250 de lei din data de 14 august, iar de ele vor beneficia aproximativ 2,6 milioane de persoane. De anul viitor, sumele vor fi diminuate, nefiind exclus să se renunțe la programul Sprijin pentru România. Precizări legislative de la Casa Județeană de Pensii Arad legate de beneficiarii nerezidenți aflați în plată. Certificatul de viață se transmite semestrial din proprie inițiativă de beneficiarul nerezident până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la 30 septembrie a fiecărui an. Transmiterea certificatului de viață se poate face prin poștă la sediul Casei Județene de Pensii Arad, prin fax la numărul 0257-214061 sau scanat la una dintre adresele de e-mail camelia.zaha@cnpp.ro sau internațional arond@cnpp.ro. Beneficiarul nerezident are obligația de a semna partea A a certificatului de viață în fața unei autorități, care poate fi o instituție de pensii, o autoritate administrativă locală, un notar public, un oficiu consular al României sau un birou al unuia dintre patronatele cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat protocoale de colaborare, de exemplu pentru Italia, Institutul Național de Asistență Socială, Institutul Național Confederal de Asistență sau Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor. La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea certifică faptul că partea A a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând în acest sens partea B a certificatului. În situația în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață în termen, Casa Teritorială de Pensii suspendă drepturile cuvenite, începând cu luna următoare a expirării termenelor. Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viață după expirarea termenelor, drepturile cuvenite vor fi reluate în plată de la data suspendării. Beneficiarii nerezidenți trebuie și să confirme detaliile bancare și adresa de domiciliu, ori de câte ori intervin modificări ale informațiilor respective. Nivelul de trai poate să crească doar atunci când economia se dezvoltă, de aceea cota unică de impozitare trebuie păstrată, transmite deputatul Sergiu Bâlcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad. Susținem cota unică. S-a dovedit că această cotă unică reprezintă un partener de creștere economică, o predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar mai ales va fi linia roșie în raport cu PSD-ul în această alianță. Renunțarea la cota unică ar însemna un impozit mascat pentru cei cu venituri mai mari. Ar afecta creșterea economică și indirect pe toți cei care muncesc. Pentru a asigura un nivel de trai mai bun, trebuie să ducem cât mai mulți bani spre investiții, să ajutăm economia să continue să crească, să avem un sector privat mai puternic și un sistem public reformat, cu cheltuieli mai mici. Cota unică de impozitare este o soluție corectă atât moral, cât și ca impact în economie. Ea trebuie păstrată. A mai spus deputatul PNL Sergiu Bâlcea. Cu o rată a șomajului de 1,5%, Aradul este pe locul 3 la nivel național, într-un top al celor mai eficiente județe din punct de vedere al absorpției forței de muncă. Pe primele două locuri se situează județele Timiș și Cluj. Clasamentul realizat de Ziarul Financiar relevă faptul că șomajul a scăzut în județul Arad cu 0,4% față de anul anterior. Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, a precizat că o rată scăzută a șomajului indică o industrie locală performantă, dar aduce și noi provocări pentru autoritățile locale și pentru mediul de afaceri. Investitorii vin nu doar în județele bine plasate din punct de vedere geografic, ci și acolo unde au forța de muncă disponibilă. Aradul face trecerea de la forța de muncă necalificată necesară în industria de bază la cea calificată care știe să utilizeze tehnologia modernă. Roboții folosiți în fabricile arădene sunt deja o prezență obișnuită și necesită specialiști care să știe să îi folosească. Poate este paradoxal, dar tehnologia modernă nu a înlocuit angajații, ci îi completează. De aceea eu cred că teama față de pierderea locurilor de muncă din cauza soluțiilor tehnice inovative nu este justificată. Trei dintre cele mai tehnologizate județe din România, Aradul, Timișul și Clujul, județe unde sunt prezente companii care sunt lideri de piață în domeniile lor, ne demonstrează că oamenii se adaptează robotizării, a declarat Gheorghe Seculici. Președintele Camerei de Comerț a precizat că această situație a șomajului scăzut în județul Arad nu reprezintă o problemă. Ea persistă de aproximativ 30 de ani din perioada în care marile uzine comuniste s-au închis și au fost înlocuite de companii locale sau multinaționale. Forța de muncă s-a adaptat noilor realități și va continua să se adapteze, a declarat arhitect Gheorghe Seculici.
Alertă la Marea Neagră. Direcția de Sănătate Publică Constanța avertizează că probele de apă de mare prelevate de pe plajele neamenajate din localitățile Vadu și Corbu conțin cantități mari de E. coli. Autoritățile spun că aceste cantități depășesc limitele admise și recomandă evitarea îmbăierii în aceste zone până când situația va fi remediată. Autoritățile urmează să monitorizeze și să comunice rezultatele probelor de control. Potrivit reprezentanților DSP, celelalte plaje de pe litoralul Mării Negre sunt conforme și nu reprezintă riscuri pentru sănătate. Seara cea mare s-a încheiat. Coroana Misara 2024 și-a găsit o nouă stăpână în persoana Dariei Adelina Ducec, desemnată cea mai frumoasă arădeancă a acestui an. Concursul, marcat de tensiune și emoție, a debutat cu proba costumului de baie. Evenimentul a continuat cu defilarea în rochii de seară, în care fetele au impresionat prin grație și eleganță. Ultima probă, cea de perspicacitate, a testat abilitățile de gândire rapidă și răspuns ingenioase ale fetelor. În cadrul unei ceremonii emoționante, Misara 2023 a făcut o ultimă defilare pe podium și a transmis coroana mai departe, așezând-o pe capul frumoasei Daria Adelina Ducec, care a obținut locul întâi în urma jurizării. A fost o seară minunată, plină de lucruri interesante care, pot să spun așa, m-au ajutat să trec mult mai ușor peste toată emoția pe care am trăit-o. A fost cu siguranță pentru tine o seară memorabilă și a venit după o lună de pregătiri. Cum a fost luna asta pentru tine? A fost plină, pe lângă pregătiri am mai fost și cu facultatea, dar le-am îmbinat perfect și a ieșit ceva frumos. Îmi doresc să încurajez fetele să dea la acest concurs, aplice, pentru că se poate. Dacă îți dorești, se poate și trebuie să le arăți asta și încrederea. Și tu, pe mai departe, în viață, ce vrei să faci? Pe lângă modeling, bineînțeles, doresc să mă... De fapt, încep studiile la Facultatea de Inginerie Civilă de la Timișoara. A fost foarte emoționant. Știind că urma să defilez încă o dată și poate să povestesc un pic despre acest an în retrospectivă, am avut foarte mari emoții și am avut emoții și datorită faptului că cumva resimțeam aceleași trăini de anul trecut atunci când am dat coronița câștigătoare de anul acesta. Cum a fost acest an pentru tine? A fost deosebit. A fost ieșit din tipar. Mi-am dezvoltat latura feminină mai mult ca niciodată. Am ieșit din zona de confort, am participat la evenimente de genul evenimentul la care nu am mai fost până acum. Am fost la prezentări de modă, am organizat evenimente pentru arădeni. A fost minunat. Locul 2 a fost acordat Sofiei Frunză, iar locul 3 a revenit Sheilei Beatrice Timiș. Plină de provocări, pot spune. Și cu experiențe noi, am cunoscut multă lume nouă, de la care am învățat foarte multe lucruri. A fost o experiență pe care, dacă aș putea, aș repeta-o și aș încuraja pe multe tinere femei să încerce și ele să concureze, pentru că este un concurs care merită, care te dezvoltă ca femeie și care îți scoate în evidență frumusețea. Cu ce poți să zici că ai rămas după acest concurs? Principalele lucruri așa pe care ți se pare ție că le-ai îmbunătățit poate la tine? Pot spune că după acest concurs mi-am dat seama că eleganța și frumosul, adică înseamnă foarte mult, de exemplu, cum ieși din casă sau trebuie mereu să arăți prezentabil. A fost o experiență foarte frumoasă și o recomand oricărei tinere care locuiește în Arad. Se merită. Recomand cu mult drag. Chiar mi-a plăcut și drumul meu nu se termină aici, să știți. Pe mai departe, ce vrei să faci? Doresc să am o carieră în modeling sau în teatru, dar, după cum am spus, drumul meu în concursurile de frumusețe nu se termină aici, pentru că am o pasiune foarte mare pentru astfel de concursuri, care chiar îmi plac și mă pasionează. Nu știam pe cine să alegem. A fost la un moment dat, asta vă dau din casă, a fost la un moment dat de ales o alegere foarte importantă pentru un loc foarte important, top 3. Eram așa între 2 și 3, dar fetele s-au pregătit. S-a văzut pregătirea lor, s-a văzut că au făcut activități, s-a văzut că au făcut
toate lucrurile necesare ca să poată să se prezinte cum trebuie pe scenă. Fiecare e frumos în felul lui și asta spune mereu la concursurile de frumusețe, oricât de interesant ar părea această propoziție, e important să te arăți pe tine, să fii autentică, naturală, să-ți arăți frumusețea și cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât o arăți mai bine și mai ales o arăți pe cea din interiorul tău, din suflet. Finala Miss Arad 2024 a fost prezentată de colegii noștri Mădălina Boroneanț și Bogdan Faur. Noi am mai prezentat în cadrul concursului Miss Arad, doar că este prima finală și ne bucurăm tare mult. A fost foarte emoționant, dar ne bucurăm că am făcut parte din acest frumos spectacol Miss Arad 2024. Dacă este vorba despre emoția concurentelor, să știți că mai nou concurentele nu mai au așa mari emoții, pentru că văd în mediul online ce înseamnă să fii pe o scenă, ce înseamnă să fii în fața camerelor, poate să filmează și ele foarte mult și își fac poze, se expun și asta este o parte bună a expunerii. Bineînțeles, Miss Arad este un concurs care le învață cum să se expună atât în mediul online cât și în mediul offline. Ca în fiecare an, Miss Arad a avut și un scop caritabil, suma încasată din comercializarea biletelor fiind donată în întregime Almei de Helean, în vârstă de 11 luni, care suferă de teratom sacrococcigian, tratamentul fiind unul costisitor. Mircea Rednic și Denis Man, două personalități importante ale fotbalului românesc, urmează să fie recunoscute pentru contribuția importantă pe care au avut-o și o au în continuare la imaginea Aradului. Primăria a pus la transparență proiectul de hotărâre privind conferirea de titluri și distincții în cadrul Zilelor Aradului. Mircea Rednic, actualmente aflat la conducerea echipei UTA Arad, este un important fotbalist și antrenor român. De la venirea sa la echipa arădeană de fotbal, suporterii au remarcat o îmbunătățire a rezultatelor și a performanțelor jucătorilor, UTA încheind sezonul trecut al Superligii pe primul loc în play-out. Pe lângă performanțele sale profesionale, Rednic este și foarte iubit de arădeni. Denis Man, partea echipei naționale a României, a făcut o figură foarte frumoasă la Euro 2024, a contribuit decisiv la golurile României și a fost chiar inclus în echipa ideală a etapei. Denis Man a făcut primii pași în fotbal la clubul CS Vladimirescu. Potrivit proiectului, titlul de cetățean de onoare al municipiului Arad va fi conferit profesorului universitar dr. Octavian Marius Crețu, medic chirurg și personalitate academică de renume. Pe lângă Mircea Rednic și Denis Man, consulul onorific al Italiei, Roberto Sperandio, ar mai urmea să primească titlul Pro Urbe. Titlul de excelență va fi acordat în domeniul literaturii scriitoarei Maria Tot, în domeniul artelor vizuale, artiștilor plastici Linda Baracas, Adriana Chiriță și Diana Roxana Seguiță Popa, în domeniul artei dramatice, actorului Radu Cazan, în domeniul învățământului istoricului Antoniu Martin și profesorului Francisc Schmidt, în domeniul mass media post-mortem cronicarului sportiv Ovidiu Păcurariu, în domeniul sportului antrenorilor Cristian Păcurar și Radu Ioan Săbău. Fotograful Daniel Boca va primi diplomă de onoare pentru creația artistică prin care a făcut vizibil patrimoniul imobil al municipiului Arad. A fost sărbătoare duminică în satul Slatina de Criș, aparținător comunei Dezna. S-au întâlnit din nou fiii satului și a fost ziua cânepii. Dubla sărbătoare a debutat cu un parastas și depuneri de coroane în memoria celor 11 eroi care au murit în primul război mondial. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Monumentul din centrul satului dedicat eroilor a fost ridicat în 1936 și restaurat apoi în urmă cu câțiva ani de un grup de localnici în frunte cu Bujor Barna. Cu mic, cu mare, slătinenii s-au strâns în centrul satului. Artiști din municipiu și județ, dar și din Bihor, au urcat pe scenă. Ansamblurile Druscelele din Bârsa, Țara Zărandului din Sebiș și Spicul Grâului din Beliu. Au cântat surorile Tomele, Valentin Vădrariu, surorile Moisă, Roberta Tomșa, precum și Denisa și Dorinel Gavriluț Pârvoni.
La dubla sărbătoare de la Slatina de Criș au fost și interpreții Sabina Dobra, frații Țica, Adi Ardelean și formația Rapsozi Ardealului. Cei care au încheiat spectacolul folcloric au fost Alexandru Pop Sărândean și Voichița Suba. Organizatorul zilei Cânepii și a întâlnirii cu fiii satului este ansamblul artistic Sâlătioara, coordonat de Marinela Voimăreștean. Partenerii evenimentului sunt Primăria și Consiliul Local Dezna, Asociația Composesorală și de Producție Izoi, Consiliul Județean prin Centrul Cultural Județean și mai multe firme. Stagiunea estivală de la Băncuțe continuă și în acest sfârșit de săptămână în Parcul Eminescu. Vineri pe 2 august de la ora 20 va avea loc concertul Tango Sinfonic, susținut de ansamblul de coarde al Filarmonicii Arad și solistul Fernando Mihalache la acordeon, sub bagheta dirijorului Andreas Schein. Sâmbătă pe 3 august de la ora 20, spectatorii vor avea parte de teme celebre din muzică pop-rock în aranjamente pentru quartet de coarde, în cadrul concertului Rocking the Classical Strings. Pe scena din Parcul Eminescu vor urca Tiberiu Mișcovici, George Apostolescu, Gavril Cenădan și Darius Tereu. Accesul este liber. Animația Marmaduke va fi proiectată la cinematograful din Grădiște. Filmul dublat în limba română, care spune povestea cățelului cu același nume, va fi proiectat la cinematograful din Grădiște, în grădina de vară. Evenimentul va avea loc vineri seară, după ora 21. Marmaduke îmbină în mod armonios tehnologia live action cu animația computerizată pentru a-l prezenta pe zvăpăiatul și inimosul câine Marmaduke din rasa Marele Danez, care răspândește haosul pe oriunde trece. Accesul publicului va fi gratuit în limita locurilor disponibile. Evenimentele de la cinematograful din Grădiște sunt organizate de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură. LPF a confirmat joi programul etapei cu numărul 5 din Superliga, iar meciul de la Arad dintre UTA și Oțelul Galați se va disputa sâmbătă, 10 august, de la ora 19. Dacă arădenii au doar 2 puncte după primele 3 etape din noul sezon, formația pregătită de Dorinel Munteanu se află momentan pe locul 2 cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova. În runda a patra, Oțelul o va întâlni vineri pe AFC Hermannstadt la Galați, în timp ce UTA va juca luni la Clinceni contra nou promovatei Unirea Slobozia. Cele trei echipe arădene calificate în turul 2 al Cupei României au aflat pe cine vor întâlni în această fază. Vom avea parte din nou de un derby județean, de această dată între ACB Ineu și Gloria Lunca Teuz Cermei, iar Progresul Pecica va juca pe teren propriu împotriva Politehnicii Timișoara. Partidele din turul 2 se vor disputa miercuri 7 august de la ora 17:30. Și în acest final de săptămână avem parte de multe grade în termometre. La noapte se anunță cer mai mult noros. Minimele termice vor fi de 19-20 de grade. Vântul va bate cu 16 km pe oră dinspre vest. Ziua de sâmbătă vine cu maxime termice de 29-30 de grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, vântul va bate dinspre vest, iar șansele de precipitații vor fi de 30%. Sâmbătă noapte cerul va fi noros, iar minimele termice vor fi de 15-16 grade. Șansele de precipitații vor fi de 20%.
pentru ziua de duminică se anunță cer însorit. Se vor înregistra maxime de 30-31 de grade. Vântul va bate dinspre nord-nord-vest, iar șansele să plouă vor fi de 10%. Duminică noapte cerul va fi mai mult noros, minimele termice vor fi de 17-18 grade. Șansele de precipitații vor fi de 30%. Săptămâna următoare va începe cu cer parțial noros, maximele zilei de luni vor fi de 31-32 de grade. Vântul va bate cu 12 km pe oră dinspre vest-sud-vest și nu sunt anunțate precipitații însemnate cantitativ.